Luiza a fost o concurentă sezonului 8 Mireasa. A răspuns la întrebările urmăritorilor. Cineva a întrebat cum a fost emisiunea pentru ea și a spus că este foarte frumoasă. Iar Luiza a răspuns: "Cea mai frumoasă experiență, nu regret nimic. Am învățat multe lucruri și am întâlnit oameni frumoși, cu bune și cu rele." Altcineva întreabă: "Ție dor de casa Mireasa?" Și i-a spune sincer: "Da, cu toată răutatea și falsitatea unora, am întâlnit oameni care au fost lângă mine și o să i țin lângă mine." O altă întrebare, sezonul nou mireasa și a răspuns, nu, nu, mi-a ajuns. Bineînțeles că au fost și întrebări legate de Bogdan și spunea că a primit multe de genul acesta. Ce simți acum pentru Bogdan? De ce nu vorbiți? Și a zis, bun, am primit întrebări de genul de 100 de ori și hai să vă răspund. N-am să mai accept niciodată indiferența sau ca, că nu sunt suficient de bună. N-am să mai revin niciodată la un bărbat care îmi întoarce spatele pentru o altă femeie, să fie clar. Am vorbit cu Bogdan după emisiune, dar strict despre ceea ce a însemnat emisiunea mireasa pentru noi. Nu purtăm ură sau alte chestii, vorbim, ne vedem ca niște oameni maturi.